am dat o scrisoare la Procuratura Generală în februarie 2020 și eu trimis-o la corupție. Până în prezent eu am întors înapoi că și de corupție nu vor să lucreze, că ei n-au, nu pot să lucreze așa scrisoare. Și eu am zis, dar voi trimiteți-o înapoi. Trimiteți-o și dați-o la procurorul de unde eu vă trimesc. Acolo eu am trimis-o, ei înregistrată, că eu n-am scris scrisoare, că mă costă 20 de lei o scrisoare ca să o scriu la întâta ziua, dacă scriu scrisoare 20 de lei și tot să le scriu. Și eu spus că o trimit. Dar nu i-a dat răspuns nici că o trimis scrisoare, eu nu o scrimis. Și să înseamnă, acolo am înștiințat, înțelegi că acolo este să vii o comisie de la Ministerul Mediului ca să constatăm cât s-a furat din defileu. Acum și a venit un procuror și îi spune, domn Petrov, și că nu se fură. Da, cu 2 luni de zile, în luna după așa, a făcut în august 2020, s-au făcut vreo 8 groi de var și acolo eu am ieșit cu gălăgie la Procuratura Generală, am ieșit la Procuratura de astăzi și s-au dat ordine, înțelegi, l-au strâns primarul Oleacă la pereche și s-au stopat aici din carieră, nu, poate că erau, dar chiar de acolo, dar nu se vede, că acolo se merg 3 turmi de oi, vajele pe acolo merg și ei cred că au printre asta, dacă mă zic că ce vajele în pădure. Și acolo eu am dat de intrare, cum îi spun că intrat, dacă erau puse 2 bucăți de prins de este că nu poate. Dar ei își fac pe lătre, merg vreo 10 metri prin părău și se ridică în sus și se duc încolo. Și înapoi cu mașina cu chiatră, iese, îi se dau drumul la valea acolo în șetul, dau 2 ieșiri. 2 intrări și 2 ieșiri. Ieșiri dintr-o parte vine din păduri și din altă parte de ieșiri. Și s-a spus, domnul Petrovici, arată în unde se fură, zice, băi, eu cu ochiul liber nu vă spun. Nu vă pot spune că și că se fură, înțelegi? Lasă vii așa la cu vii să constatăm, să vedem cât s-a furat. Că eu știu cât s-a furat din carieră și nu s-a făcut niciun proces verbal. Nici în afară de când vine Oleg Brega, prindem, aducem, eu prindem, care vine, tot prindem la chiatră, dar aici cu ochiul liber și ți-a spune. Procurorul din Iedrița ne-a dat răspuns, domnul Petrovici, acolo nu se fură, dar de unde știi că nu se fură? Dar groapa de var care o ars, acolo o ars până în august, 8 groi de var. De unde chiar s-a luat? Te-ți arată chiar că aduc chiar de la Orhei. Nu mai aduc chiar. Poate și aduc o mașină de chiar de acolo, un document, dar poate eu hârtiei de acolo numai. Dar nu ne arată nimic. Casul e order, nu arată. Nu arată că chiar s-a adus. De unde s-a dus și te spun că de la Orhei de acolo aduc chiar, înțelegi? Nu știu eu, nu înțeleg asta. Chiar de var care a fost o groapă de vară arestat, înțelegi, de Procuratura Generală a fost la fața locului și un vagon de lemne, până în prezent nu-i dat nimeni răspuns nică. Fără documente, erau fără tot. Ugler, cu Mihai Ugler, au fost la fața locului și el a spus și arestat sub pelicul, până nu ne clarificăm. Când acolo și 2 zile, varul dispare sub peliculă, lemnele au dispărut, s-au dus nus și eu și aștept răspuns. Am făcut la 1-2 înștiințare încă în 2019, în luna lui în septembrie. După ce s-a furat varul și ala, fac înștiințare. N-a primit răspuns nici de la poliție, n-a primit unii varul, 60 de tone de var, ne întreb, eu vreau să știu și le-au ridicat de acolo. Că așa cu varul era dus în Franța, s-a dus. Dar aici documente de varul nu-i nicăieri. 1 milion costă groapa și 1 milion de asta, de lei. Nu mă sucăm, dacă 10, noi avem sute de mii de groi de var de astea, de milioane. În sat Târnu am avut anul ăsta, am avut 6 groi de var, în trinca 2 groi de var am făcut, înțelegi, nimeni, nică nu arată. Zic, arătați, băi, cât chiatră, de unde au adus chiatră, lemne, de unde scară, staie pădurile noaptea, mâmbăi mașinile, scadă. Ei n-au nevoie, ei au nevoie să duc și au controlat, nu era nică. Merg mașinile cu scaturi, se duc în cariera acolo, alt fac scaturi, nu, că o scădea, iau documente. Arătați și documente are. Că n-are nimeni dreptul să aibă sar de var. Eu știu că la mine este interzis și nu a dat nimeni de la Ministerul Mediului, nu a avut cine da document ca să ardă vară. Dar Și fac tot. ard cauciucuri. Ard noaptea și cauciucuri de la Târnu Clopidean, nu știe nimeni nică și va și nu controlează nici poliția, nici procuratura, nimeni nică. S-a schimbat comisarul, zic că a venit alt comisar. Așa la comisar era legat cu ăștia, nu și-a făcut, o trimis alt comisar la Iedriț.
Văd că și aici stăteam bâlfâi nu știu. Procuratura bâlfâi nu răspund la telefon, e ca și azi am sunat, nu-i răspunde la pără. Sun la Chișinău, tot nu-i răspund procurorii. Așa și-a fost la, de la Chișinău și-a zis că să-l chem, l-am chemat eu. Am unul spus, ia care e groapa de var, vine, vine cu să constatăm cât var este aici, să vedem documentele, să vedem lemne cât acolo. Dar ei nică, nu fac, îți nu interesați, dacă are două mașini de chiatră, omul aduce, are document, gata, dar pe acolo nu e de două mașini de chiatră, acolo de 7, de 10, de 12, de 15 mașini de chiatră acolo aduc. Chiatra Acolo cea merge mai chiatră, probabil eu e știu. luată din defileul Trinca, are protejată, da? Da, are protejată, mi-a scris numai, mi-a scris unul ăsta, Gheorghe, Gheorghe, cum îi zice lui. Este de la un mediu, este acolo, a fost care se constatează aici și mi-a spus că cariera asta e Brăsăva, e veche de mult, nu ca are nimic chiatră de aici. Deci eu zic, de unde e Brăsăva, băi? Monumentul, știi că e Monumentul Istoric al Naturii din 1974, băi, data aici și tăți fură care îți distruge, zic, atunci îi dai document. Și am le-am trimis iar la minister, le-am trimis pe Viber, le-am trimis, este la Ministerul Agriculturii, am trimis la zam-ministru, i-am trimis la ecologie, le-am trimis să vie comisie. Eu spus că dacă or și să vie comisie, am tot la prin iunie, iulie, august, încolo dacă a venit comisia, să constatăm cât s-a furat acolo. Zic, bun, e băieți, și nu se așteaptă și voi, asta nu mai vedeți, înțelegi. Și văd că și prin țară, prin stai tot pădurile, exact ca la noi, s-o tăiat și s-o dus tăti la var. Am o tăiat copaci ca în martie, anul trecut. S-o tăiat 17 copaci, primarul tăiat de la Trinca. Nu găsesc cine o tăiat, înțelegi. Nu spune nimeni din Trinca și nici o tăiat. Acolo nu găsesc deschis dosar penal, dar nu găsesc și ni se tragă la răspundere. Apoi mai fost aici Govăjuc la Bălci, un procuror, și el nu a avut cine trage la răspundere cu 77 de milioane de lei. Nu a avut cine trage la răspundere. Dar aici de Alexandru l-a și-o tuflit, l-a dus acolo și l-a pus procurorul la anticorupție, pe Govăjuc. Păi ăsta e un om și înstit să duc să lucrez, înțelegi? Și eu dacă am scris la Alexandru, am scris atâta și eu n-am răspuns. Și mai încredere să avem noi în poliție. Și degeaba nu mă îmblăm și răscolim, înțelegi, și facem ptoarea asta aici și nimeni că eu rămân, auzi, eu rămân băjicurit, dar ei tăți se râd, înțelegi, poliția și procuratura, habar n-au. Lasă râde, lasă pe troi sâmbi să bat ca un câine. Când vor să-ți termina ori bardacul ăsta în țara asta aici? De-am mă săturat să vină tăți. Tăți hoții șed la guvernare, înțelegi, nu vreau să ducă, cu furat, le place ghine așa, la trecul și nu se poate trece cu trecul în țară, dar deși. Dar domnul Stăină, el e înșelut, înțelegi, a spus, dacă mă ta nu poți să ai clienți, înțelegi, mie mă ta le-a lucrat cu îmbrăș, lucrează cu hoță, acolo își primești salariu și mă ta l-ai scos la, de la Dubală și pe filat și pe aici, plator și pe testă, zice, dar și mai vreau, cum e asta? Înseamnă că i-au dat bani, i-au dat bani în plic, noi presupunem. Că da, nu degeaba i-au scos cu așa miliarde și le dă 10 ani de zile care au furat și dar noi ședem aici și ăștia care i-au tras la unul palmă, îi dă 10 ani, că fac arat că lucrează. Și pe mine tot mă doare că eu șed, înțelegi, calic acasă și eu nu am banii ei care eu trebuie să-i să mă lecuiesc ori să mă trebuie ceva să iau, înțelegi, trebuie să-i cheltuiesc pe scrisori, înțelegi. De ce eu am sute de scrisori scris la corupție, nu-i nică, sute de scrisori la Procuratura Generală, eu nu-și fac foc cu dânșa culoare, le puși, le țin sub scaun, înțelegi? Unde ți poate ție te scrisori, mele? Eu spun că de 12 ani nu se închipui, scrii la corupție, scrii plângeri, și o plângeri nu s-o adeverit. Eu asta la mine mă doare, înțelegi? Băi, pe 12, dacă eu i-am prins, să zici, desfințăm cu mașinile, că eu venit și-o luat var din Trinca, tot aristat, corupție. Și eu le-am spus aici de la Bălță, zici, aici de la corupție, este burlacul și bucătariul, care i-o îmblată, zici, și-o făcut materiale, le-am dat atâți numere de telefoane care se ocupă cu arderea vârlă, atâți s-o duc și-o chemată, zici, și s-o făcut interesul lor și nimeni nică, tot e bun petrol, ce te-i document, tot au și fac, înțelegi. Își vreau să știu cât vinit a venit, înțelegi, din milioanele este aici, în Trinca, cât s-a furat de acolo, de cariera asta, dacă îi spun că e cariera, înțelegi, cât s-a distrus acolo.
Dar hai să grăim care a fost Pleșcan, fostul la ecologie, la Trinca a fost aici. S-a furat 4.000 de cuburi de chiatră, cu poliția, cu totul. Nimeni nu a făcut un proces verbal în afară de Oleg Brega cu frații care au venit, înțelegi, a luat cu bicicletele la Chișinău, înțelegi, la 200 de kilometri. Nu șadă și le du. Oamenii lucrează, să ne căjesc, înțelegi, a oprit de a stopa lucrările, dar aici te dice de pe loc și se bat joc, înțelegi. Și se râd. Se râd. Primarul tăieți copaci, o tăieți, a avut brad, pe prin Trinca, pe unde am fost noi, prin parcul ăsta, o tăiat cu bradul, scos de, de la spital, o scos, nu avea niciun document nică și i-a dat la arderea varlu, copașii din stejarul și la 16 copași tot, la arderea varlu i-a dat și n-au nimeni niciun document nică ni la tăierea copașilor la nică. Dar pe urmă îi spune, da, domn Petrov, și mă tin că iau documente. Mă tin că au, dar tu, nici dovadă, nu-i arăți. Și e că și la noi se lucrează și nu vor să lucreze nimic. Și toți primesc salariu, noi le plătim salariu, dar ei și nu fac nică, zici. Dacă se trimiți polițiști, dar ei se pocinesc acolo, dacă au o comandă, ei lucrează la comandă, toți aici. Toți la comandă, am zis, nu vreau să grăiască cu mine, nici nu vreau să răspundă la telefon amu. O să eu și Petrov, și nici Petrov și la voastră. Apoi eu bat ca un câine, zici, fugem și distrugem, ștăiem tot, zici, pădurea și ei unde a fost acolo, în fetești de acolo, apoi tăiet-o pe o parte, tăiet-o, tăiet-o și pe altă parte tăiet-o, 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 scos copaci și cum încolo la unii tai, la vadul vod, unii tai încolo, nu la vadul vod, dar tai pădurile și ele acolo pe un capăt. Și așa tot așa tai, vezi că așa, așa începând de la vamă, de la largă, nu de acolo, da, din păsirea, de la largă, de acolo, începând la largă, ochița, Dondoșeni, aici, părțile astea, pe lemnele astea la vărărie, dacă șepa arde, pentru că merg la vărărie. Oamenii, ca să cumpere un scladometru de lemn pentru foc, n-au de un luac, trebuie să plătească, știi, mie de ruble. Dar aici aduc lemne cu mașini și magușeni, fug, nu vreau să arăt și spun că aduc acolo 15-20 de cuburi încarcă în mașini, tu te înțelegi ce înseamnă asta, mașinile astea aduc, leagă cât până la sârbi, cum numește astea înainte și legate, și fug și duc și aduc și de acolo le scriu în mașină, încarcă 15-20 de metri, cred că îi pune cu 5-6 metri, dar restul banii buzdari să duc. Și nimeni pe îi controlează, nimeni nu îi controlează. Că dacă ies cineva, pamuș ies de la leshoz, de care cineva ei ies, arat, iau documente avem documente, iau, tăt, arată aici. Dar nu controlează. E că eu am șerut, adă-i mai pe groapa asta de vară aici, adă-i nicât. Ce are trei documente la trei mașini de chiatru, ei? Trei mașini de chiatră, asta sunt 15 metri de chiatră, dacă cu zilul a adus. Dacă și mașina a adus el, nu ne arată nimic, că e cu busul, că e cu mașina, nu ne-a arătat. O să are patru mașini de lemne. Adă-mi cu să vedem eu care patru mașini de lemne. Nu vreau să-mi iei document. Adă-mi iei fotografie la groapa și ei, ca undeva. Dar și nu ești mătaș controlez. Dar ei nu știu a controla. Poliție, procuratură, aici la ecologie, ei nu pot să măsuri, să vadă cât. Eu îți spun ți-ai cu ochiul liber. Că eu, dacă mă duc și m-am uitat la groapă, îți spun câți metri de chiar sunt acolo. Eu știu câți metri de chiar de lemn merge acolo la vărărie. Eu știu câți scaturi merg acolo, înțelegi, dacă merge. Fiecare parte, înțelegi. Dar ei și-a, înțelegi, să uiți și să râd, înțelegi, dacă mendează pe un unul cu dat cu 1.500, pe el 700 omul și-a la plătește, dar 1.000 și dar uneva 800-900 le pune în buzunar. El plătește 1.500, dar îi spune așa, ai plătești pe jumătate, dar este un buzunar, pune, așa fac la noi. Dar și vreau să spui careva. Nimeni nu spune, că la noi e tot sat, înțelegi? O grupă de bandiți care sunt în șremul și apără hoță și bandiță. Și îi votează tot pe hoță pe bandiță. Ia că tu vrei să iei ghini, înțelegi? Și eu nu știu, de asta m-am săturat, înțelegi, de scris și de dată, înțelegi, și eu m-am săturat și așa tot mă uit la hârtiele și ele, am acolo un scris de hârtie și vreau să mă duc. Dar mă tem și cu COVID-ul ăsta, una încă, dar mai am ciorul încă, mai cură ciorul și mă, că-i frig, nu pot să mă duc, e în gheață, că dacă îi cură și îi udă piciorul aici, știi, îi cură picioarele, că nu și-am pățit. Eu o trăvit acolo, sânjile, așa făcut, că eu nu mă pot, am o anșă și trei luni de când am de la Chișinău, de la spital, eu tu mamu, i-am venit cu cioarele leacă în șirii. Și aici, în stângul, încă nu-i gata, încă să vedem, și aici așa ar șic, trebuie operație. Dar am calișit acolo, mi-a pus acolo, știi că
după ce am făcut noi materialul și ala când am fost eu la spital, atunci că eu acum am fost a treilea oară acolo și tot trag atenție, băgați de seamă că a venit Petrovici. El parcă i-a pus la ședin, la dânsul fotograf, înțelegi, și i-a pus acolo. Numai m-am venit eu de la spital și am trimis femeia, ia du-te tu acolo, să duci, dar ea mă sună de acolo. Ia că de-am gata, eu zis că asta e femeia lui Petrovici, băgați de seamă. Da, mi-a spus femeia, mi-a zis la, la oddă, că acolo să le cuiască o leacă, la spital și ala acolo, și băgați de seamă, înțelegi. Atunci când ai venit tu și am făcut materialul și ala când despre Andrei Năstase, când ne-am spus, înțelegi, aici la Iedi și-a făcut cu, cu noi aici, cu comanda asta noastră, înțelegi, și gata, pe atunci ai văzut că și eu și uitau și ascultau să vadă și grăiesc eu, tăt, înțelegi. Și ia că asta e la noi așa, înțelegi, tăți suntem, înțelegi, vreau tăți că să fac și nu și-a făcut. Am venit la Iediț, am stat în spital la Iediț, și dacă am venit la Iediț, așa tot e bardac. E un bardac, oamenii lucrătorii de la spital nu primesc 13-a zarplată, nu primesc că au comandiroi și nu este cum spunem noi la, la drum și plătească la lucrători că se ducă în zi și n-au nică. Două zile am stat eu, numai eu cât am fost acolo, două zile am stat fără apă, să vezi putoare era în spitalul și ala. Apoi i-a răsculat puteți, înțelegi, de la guvern și la parlament, i-a răsculat puteți, deputat și i-a sunat și l-am chemat pe directorul ăsta să vie care la spital, doctorul. Și nu mă, nu vreau să vii, am trimis, te-am spus că eu nu mă putem să mă dau jos și nu putem să mă duc, înțelegi, cu, cu acolo cu COVID și eu nu vreau să ies să mă duc cu ceva să am de furcă, înțelegi. L-am chemat să vii la mine sus, acolo, să stăm de vorbă, că lumea s-a dus, înțelegi, era o putoare numai pomenit, te nădușeai, că era lumea, lucrătorii și ei și erau dători scari de la fântână, de la 100 de metri, la cât stare căldarea să curs toaletele și alea acolo, în câte comnate sunt, înțelegi. Chinuiesc numai niște oameni, că am spus că el șede și îmi lătăt numai bând de doctorul și ala glavnă, Guțu. Și n-ai pșine, când am stat, când am stat și când am dat, am zis, de ce nu pot clicesc capăt la oraș? Când am dat la oraș, dar la oraș încă mai e dracolo, încă mai puturoasă apă, încă mai nici iedniță nu avea. Iedința nu avea apă, oamenii șezi și tac și nu avea apă acolo. Și am așteptat două zile până n-au pus acolo, de-am făcut spajna și ei s-au dus, s-au adus noapte, au venit acolo. Și peste două zile am făcut, dar te nădușe, era nevoie mare. Și ia că așa e bardacul. Și poți scrii, poți să faci și nu-l faci, poți să-i răhniști, înțelegi și gata. Nu faci nimică. Poți să o răsculăm și procurorul ăsta, că i-am scris, domnul Alexandru, dacă nu poți lucra, eu te rog, uite, eu răcnesc, eu nu pot să mă duc. Te-ai cerut să vii la mine, ți-am scris, domnul Stoianul ăsta i-am scris, ți-am scris scrisoare pe internet, ți-am scris pe tot locul și grăiesc cu procuratorul, cu procuratura voastră, am grăit cu băieță și să vii, zici, da, să vii, că eu nu pot să mă duc. Procuratura din Ierniță nu vrea să răspundă niciunul, uite-ți, trebuie fugăriți, ședă-ți și trebuie trași la răspundere, auzi. Dosare penale falsă, nu-i. Dacă a fost aici ministrul de interne, Pavel Voicu, a fost la, în 2019, în decembrie a fost și a făcut material și azi am sunat la bălți la televizie. Băi, unii materialul așa care ați fost acolo, m-ați filmat, ați cerut voie, tot. Am și mă dat vrei de atunci și până mult trecut doi, nu am trecut doi ani, nici eu an de zile trecut. Eu vreau să văd materialul și la urmă. Eu m-am dat voie, m-ați fotografiat, eu am făcut declarații, poate mi-e trebuie să mă judici pentru declarații aceia. Dacă procesul verbal e fals, a făcut atâta poliția asta și pe dânsul e ridicat încă în grade, bre. Eu fac înștiințarea cu narcotică, dar îi primesc medalii. Eu fac înștiințarea cu rachiu, dar îi primesc tot medalii, înțelegi. Dar oamenii mor, înțelegi. Oamenii mor. Se duc, înțelegi, la un magazin unde cu rachiu s-au vândut, s-au vândut și persoane. Eu am prepădit dosarele, am prepădit tot, înțelegi, și de atât am făcut scrisoarea lui, ea ca este scris acolo. Am făcut la ministrul de interne și cu ministrul justiției și cu ministrul de la președintele ăsta de la ecologie, orice el, eu mă duc așa cum îți bolnav, mă duc la Chișinău, dar să-i spui data când să mă duc la procurorul general să stăm de vorbă, înțelegi, că ăștia sute de milioane, mală, nu să iau măsuri. Unde se duc banii? Asta la mine a fost întrebare. Și șerul domnul Stoianu, dacă nu poate lucra, să nu încărcească lumea și să-și iasă, înțelegi, să-și iei hoță și bandiță și să iasă afară și să ducă, înțelegi,
să-și cadă de să dea drumul la om să lucreze, oameni care vin și înstiți să lucreze. Ajunge atâta bărdac în țara asta. O rămasă, câțiva oameni au rămas în țară, înțelegi, și nu se poate făcut ordine, înțelegi. Că este negat atâta bandă. Cu Dodon, cu Teatul. Ia că Dodon, du-te la Putin, Putin te așteaptă, înțelegi, la ajuți acolo. Te așteaptă Putin. Tu uiți ce faci în Moscova și ce faci acum. Șed, ia că aici mă uitam, înțelegi, șede un general, el a fost încă în anii 90, 80, cu Putin a slujit și Putin era capitan pe atunci. El a spus lui Putin că el are undeva la 83-85 de ani, că este, am pus pe internet și este aici, înțelegi, cu omul sigelul, înțelegi. O ieșit pentru aceea în stradă că el are nevoie de a mâi la gând. Și el e general, băi. Și el a ieșit, nu numai el, a ieșit mai mulți, înțelegi. Lasă-l cu Dodon, du-te acolo la Moscova, dacă nu-ți place aici, nu-ți n-ai limba rusă, vrei, du-te la Moscova și ai ordine acolo. Ajută-l pe drumul el tău. El se duce din când în când cu toată familia aia care au făcut poze din fața teatrului de operă și balet, se duce la odihnă. Băi, se duce să mai primească instrucțiuni, bani. Ei, dacă ar ști să n-aibă și faci foc și n-aibă să trăiască așa ca lumea asta, cu 200 de rubli, să trăiască și dacă s-au scaldat în bani, banii veniți din toate părțile, vin banii, ță, vin rușele, dau bani ca să facă dezordine în țara asta și la noi. Dar oamenii susțin, cască gurile cu iodat, două pâini, gata, iau, el ne dă și nouă. O dat el 700 de lei, dar i-o dat de la dânsul. Și mai spune că a mărit el salariile, dacă la alții la salariu a prinit câte un leu, câte 2 lei, 3 lei a prinit. Eu l-am avut și spune lumea, chiar că știi le-o dat, a prinit 2 lei. Indexat. Ia ca asta, mă stăm să-și aș ruga, poate să aud, înțelegi, banda asta lui Dodon, că să-și iei tălpășițele și să de ei să ducă, să o duce din nevoie dacă nu vrea să ducă de bună voie. Dar nu ajunge, a ajuns cu setul la o să ajunge, înțelegi. Sănătate. Hai, mulțumesc. Mulțumesc pentru...